pe o notă optimistă, pentru că sunt atâtea lucruri frumoase și în România. Și de ce nu? Un lucru frumos este satul românesc, frumosul din Suceava. Dar haideți să facem o scurtă introducere, să vedeți și noi astăzi despre ceea ce o să vorbim, după care o să intrăm în direct cu viceprimarul localității frumosul, domnul Alexandru Nigă. Întemeierea localității se pierde în negura vremurilor ce duce până la legendarele vânători ale voievodului Dragoș, de la care, prin tradiție, se pare că ar veni numele satului Dragoșa. Referitor la întemeierea și denumirea satului Deia, Teodor Siriteanu susține că locuitorii lui provin din robii de pe moșia mănăstirii Moldovița, atunci când aceasta s-a surpat la începutul secolului al XV-lea. Denumirea ar veni de la un loc de închinăciune al străbunilor unde se află chipul cioplit al zeiței Deea, câmpul lung, și satul Deea. Pentru localitatea de centru, tradiția populară ne-a păstrat trei legende, oarecum apropiate. Prima versiune ar fi aceea că Dragoș Vodă, aflându-se la vânătoare, cu oștenii lui și trecând pe aici, ar fi exclamat: "Priviți, oștenii mei, ce locuri frumoase!" Celelalte versiuni se plasează în timpul voievodului Petru Rareș. Într-o primă versiune, aici ar fi existat un frumos codru de tei și domnul Moldovei l-ar fi numit la locul frumos. Pe de altă parte, locuitorii păstrează și versiunea potrivit căreia, în centrul de azi al comunei, existau câteva locuințe și un han cu o hangiță care, cu farmecele ochilor ei, atrăgea mulți călători. Trecătorii spre Moldovița au numit acest loc la Han la Frumoasa. Astfel, localitatea s-ar fi numit mai întâi Frumoasa și apoi s-a transformat în Frumosul. Iată, suntem în direct cu viceprimarul comunei Frumosul din județul Suceava, domnul Alexandru Nigă. Bună ziua, ne auziți, ne vedeți? Bună ziua, da, vă văd bine și vă și văd. Bine v-am găsit. Haideți să vorbim puțin despre frumoasa dumneavoastră localitate. Cum găsiți dumneavoastră în momentul de față satul în care locuiți, raportat la ceea ce se întâmplă în lume? Și cum ar trebui să-l găsim noi, ca orășeni care trăim în mediul ăsta urbanizat, satul frumos? În primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați ales să aflați informații și lucruri despre comuna Frumosul. Ei bine, trăim într-o perioadă în care mai toată lumea are acces la internet, astfel că nu putem să ne ascundem de globalizare și de practic de viteza secolului 21, însă cred eu că în momentul în care cineva caută o destinație de vacanță, de ce nu, în care să regăsească farmecul autentic bucovinean, unde tradiții și obiceiile încă sunt păstrate cu sfințenie, eu zic că localitatea Frumosul este una foarte potrivită pentru acest lucru. Ce s-ar putea vedea pentru a petrece 2-3 zile în weekend în Frumosul? Ce ar putea face un turist? Păi, în primul rând, după cum aveți și dumneavoastră imaginele, este vorba de o localitate din zona de munte a județului Suceava, din inima Bucovinei. În primul rând, ar fi ca atracție turistică importantă, cadrul natural cu peisaje frumoase, nu doar vara sau iarna, ci pe tot parcursul anului. Însă ne-am străduit noi ca administrație publică locală ca în ultimii ani să venim și cu ceva în plus, astfel că începând cu anul 2020, Comuna Frumosul este și stațiune turistică de interes local, iar în al doilea rând am încercat să promovăm aceste obiceiuri, tradiții și cultura bucovineană prin înființare unui muzeu al satului, în care ne-am străduit să adunăm cât mai multe obiecte vechi din această zonă, din această localitate. Ar mai fi de menționat aici, dacă cu ani în urmă erau doar niște vorbe, o legendă legată de o mină de pucioasă care ar fi undeva pe raza localității, în urmă cu câțiva ani am început să
săpăm și la modul propriu, cât și la figurat, mai adânc în această legendă și am descoperit într-adevăr o fostă mină de pucioasă pe care am reușit până la acest moment să o amenajăm pe o lungime de aproximativ 100 de metri. Ea poate fi vizitată de cei care ajung în localitatea noastră. Mina este de o frumusețe aparte, a fost mult timp abandonată, nu a văzut lumina zilei. Este spectaculoasă prin faptul că pe tavanele galeriilor s-au format stalactite de diferite dimensiuni, de la un centimetru până la aproape 40 de centimetri. Este un loc destul de interesant pentru cei care ajung în localitatea noastră și vor să vadă ceva, poate care ce nu au văzut. Domnul Alexandru Niga, cum stați cu infrastructura? Cum e accesul? E facil accesul? Și ce ați reușit să faceți pe infrastructura în localitate? Totodată, ce ar mai trebui făcut? Bineînțeles că sunt încă multe de făcut, dar din punct de vedere al accesului este relativ ușor.